Bună seara la toată lumea, dragii mei, dragele mele, ce faceți, cum sunteți, sper că sunteți bine. Eu ce pot să vă spun, vă pup și vă îmbrățișez. Sper din suflet că acolo unde sunteți, toți abonații, toți clienții mei să fiți bine. Vă mulțumesc pentru faptul că vă abonați, că îmi dați inimioare, like-uri. În această seară v-am pregătit cositorul care are la bază de de dezlegare de tot răul, da? pentru abonați, pentru cei care sunteți în WhatsApp-ul meu și, bineînțeles, nu în ultimul rând, pentru cei care vă veți abona și vă veți uita ce puțin de două ori la acest video, Veți simți o anumită energie. Acest cositor este descântat cu rugăciunile Sfântului Ciprian, rugăciunile Sfântei Treimi, rugăciunile Domnului nostru Isus Hristos, a Sfintei Fecioară Maria, și descântecul de bază care are la bază topirea acestui cositor, cum se topește el să se topească rău farmecele blestemele și tot ce este rău căzut asupra voastră, tuturor celor care vă uitați. Cei care sunteți vechi știți destul de clar să vă deschideți un pic geamul cât timp veți viziona acest video, să vă pregătiți un pahar de apă ca să puteți să beți, da, vă puneți dorințe pe paharul de apă. Uh, și bineînțeles, dacă doriți să aveți și o lumânare aprinsă, da? veți avea simptome, bineînțeles, dureri de cap, uh, vardochi, uh, poate simțiți un fior pe șirea spinării, poate uh, simțiți furnicături în tărpile de la picioare, poate vă vine să căscați, să dormiți. Uh, Aștia sunt stările, durere de stomac dintr-o dată, înțepături în corp, da? pentru că uitați aici este și acele da? cuțitele dușmanilor, ia uitați-le că se arată acolo. Bineînțeles, costitorul de bază. Dacă doriți, distribuiți ca să vadă cât mai multă lume, să fie de ajutor și altor persoane. Înainte să încep, acest costitor este pentru sfârșitul acestui an, începutul anului 2023. Deci, vi l-am descântat pentru anul. ăsta la sfârșit, deci până, până se termină anul și începutul anului 2023. Vă voi extrage și o energie din tarot de ocult să vedem ce energie vă spune vis-a-vis -vis de acest cositor, ce farmece, da? Pentru că aici se adună toate farmecele, bineînțeles. Tot ce este rău căzut asupra voastră se adună în cositor, da? Și, bineînțeles, vom vedea despre ce este treaba, da? hint. Aici are legătură că ați avut mulți dintre voi, multe dintre voi, mai ales femei, ați avut ce făcute pentru un bărbat, ca acest bărbat să plece, să vă părăsească. S-a făcut magie neagră ca bărbatul ăsta să nu ai, să de urât, ca el să nu vă vadă în ochi urât, să nu stea cu voi, să plece, să nu-i mai pese de voi. Un bărbat brunet, Brunet, înalt frumos, este lucrat de mână de magician, nu este lucrat de femeie. Dacă lucrează bărbații, să știți că are mult mai multă putere decât dacă lucrează o femeie. Da? Acest bărbat a plecat din cauza magiei negre, deci dacă vă încadrați aici. Toți cei care vă uita, Toate cele care vă uitați și ați avut un partener de viață brunet sau soțul a fost brunet spre șaten, da, și sunteți despărțite de un an, un an și ceva, este din cauza farmecelor, da, vă arată ce farmece, farmece de despărțire. În primul și în primul rând, o să pun cartea acolo și o să încep, dragii mei, să vă citesc costitorul. Înainte să vă spun, ia uitați aici țitașele, da, încă este apă, deci uitați cuțit cuțit, junghiuri, da, toate astea, aici aveți probleme la uh, intestinul gros, da, și intestinul subțire, tot din cauza parmecelor, ați băut, ați mâncat din mâinile persoanelor care v-au făcut rău, încă aveți dușmani, Ia, uitați, ați vărsat foarte multe lacrimi, vi-au ieșit lacrimile din cositor și bineînțeles că i a ieșit junghiurile, da, cuțitele, dușmani care vă sapă pe la spate, da, Vom încerca să vedem. Această chestie care voi o vedeți ridicată în sus nu este altceva decât un spirit, un demon. Da? Aici s-au adunat toate farmecele care voi le aveți făcute. Vedeți chestia asta așa în sus, ca un fel de animal. Da? Deci a fost făcut pe un duh rău care să vă zăpăcească de cap. Și a fost făcut cu cuțitul. Ce vrea să zică cu cuțitul? Când se lucrează cu cuțitul pe mintea persoanei respective, persoana respectivă nu mai judecă, poate că ați avut pe cineva sau aveți pe cineva în familia voastră care dintr-o dată s-a schimbat de ceva vreme, de ceva ani, nu-i mai judecă capul, nu-i mai judecă mintea din cauza că s-a lucrat deasupra capului cu cuțitul pe poză sau se lucrează pe cap și pe picioare. Da? Deci a lucrat ca el să aibă ceartă, să aibă mereu gâlceavă, să fie mereu recalcitrant, chiar și voi ca persoane femei să fiți mereu nervoase, să nu vă mai găsiți locul, să nu vă mai calmați, să ajungeți în stări de depresie, să ajungeți în stări de sinucidere, da? Foarte multe lucruri lucrate cu acest demon încă mai persistă pentru unele persoane, în special inițiala de nu și inițiala de că în casa voastră demonul cerții, da? Spiritul cerții. Când ziceți că e bine, atunci se întâmplă ceva și vă certați pe nepusă masă cu cei din familie o agitație. Deci aveți tot timpul o stare de agitație fără să știți de unde pornește această stare când colo voi în casa voastră aveți un spirit trimis prin prima neagră care să vă distrugă uh, liniștea casei și a familiei da? uh, alte persoane aveți uh, aici cu capul ăsta, deci capul ăsta se poate vedea ochii da? un alt demon în casă, demonul răului sau spiritul răului, mai degrabă un spirit decât un demon, pentru că demonul ăsta mare, ăsta e demonul periculos când pune stăpânire pe tine, Doamne vrește Aici este un spirit al răului în casa voastră, ca să vă facă pierdere de bani, în special dacă aveți inițiala de V, de R și A, da? Iar persoana care va lucrat acest lucru este cu inițiala de I, în nume și în prenume, da? V-a făcut sporul banului să nu-l mai aveți. Deci multe persoane care vă uitați la acest video să știți că aveți sporul banului lucrat și luat din cauză că o persoană cu inițiala de I v-a făcut acest lucru, da? Aici v-ați îmbolnăvit de inimă, aici este inima, da? V-ați îmbolnăvit de inimă din cauza problemelor, dar este boală care are legătură cu farmecele, vi s-a lucrat o păpușă de ceară și vi s-a băgat în inimă ace, iar după aia s-a topit. În cazul în care, în ultimul timp, mergeți mereu la spital sau de 2-3 ani vi s-a găsit probleme la inimă, să știți că și vi s-a găsit, vi s-a dat un tratament și ați trecut cu ideea că, vezi, doamne, o să vă fie bine, eu vă spun că aveți din 4 în 4 luni lucrătură de o persoană cu inițiala de R, în nume și în prenume, mână de femeie, care vă lucrează pe inimă, să vă îmbolnăviți, să muriți pentru că vrea să vă îngroape, da? Vrea să vă îngroape, să vă uscați pe picioare, pentru că aici multe persoane ați slăbit, că sunteți femei, că sunteți bărbați, nu contează. Ați slăbit, da? Și uh, vreau să vă spun că din cauza asta nu vă simțiți bine. Aici aveți lucrătură în spate, cărați în spate greutățile, cărați, cărați, cărați și nu mai se opresc aceste greutăți. Aveți farmece făcute ca să vă chinuiți, cu chinului, da? Să vă chinuiți, vi s-a făcut farmece de chin. Ca o persoană cât de mult se chinuie, pe atâta trebuie să se mai chinuie. Vi s-a pus în spate două cruci care nu sunt ale dumneavoastră. Ce vrea să zică? Că s-a îngropat aceste farmece la două morminte. Da? S-a renoit, ia uite aici un chip de schelet, s-a renoit farmecele ăștia la două morminte ca voi, maxim de 4 ani, în special dacă sunteți cu inițiala de P, de F și de A, aveți acest chin, nu mai scăpați de chin, dați din una în alta, încercați să mergeți pentru că voi aveți leac prin biserică, da? aici nu aveți, puteți să mergeți și la descântătoare, dar eu văd că vă curățați prin biserică, da? Aici, în partea asta la altă, mi-arată, Totul ascuns, cineva care va lucrat are o protecție foarte mare. De multe ori vă puneți întrebarea de ce nu se prind farmecele la XYZ sau de ce nu se întoarce înapoi. De ce? Pentru că persoana respectivă are o protecție. Ce înseamnă protecție? Ceva care o protejează foarte puternic. Ca să rup protecția unei persoane. Trebuie să știi pe cineva foarte, foarte puternic, da? Și această persoană care este foarte, foarte puternică vă poate ajuta, rupând protecția, să se întoarcă înapoi. Oricum, odată și odată se întorc, dar aici cineva este învăluit în ceață, da? Aici mai sunt farmece care sau mai mult blesteme făcute din neamul vostru. Poate că bunica a blestemat-o pe mama și nu știu ce. Poate mama își bleastă mă copii, da? Poate că o soră nascuns din invidie vă bleastă mă, vă nu știu ce. Deci aici are legătură cu neamul, neamul vostru de sânge, unde există ură, vrajbă, neînțelege. Ca să nu vă înțelegeți, ca să aveți probleme la casa voastră, aici este o ură pe tot neamul, pe toată familia, în special dacă aveți inițiala de T mai mi-apare un C de asemenea și mai mi-apare un A. Deci dacă sunteți cu aceste inițiale, aici este făcătură făcută de o babă care face pe ouă și pe excremente de animale și această babă în capul ei are o inițială de V foarte mare și un L. Și este la un drum foarte scurt de voi. Dacă stați la țară, în special, țineți minte ce vă spun eu aici și așa. Aici este apă, da, curgătoare, aici înseamnă dezlegări foarte puternice și este foarte ciudat că în apă se vede chipul unui sfânt este foarte bine pentru că acest sfânt vă dă deslegare. persoane foarte credincioase, persoane care vă încredeți în divinitate în univers, în creatorul divin în îngeri și vă dezlegați, da? Rugați-vă foarte mult la îngeri, la Arhanghelul Mihail și Gabriel și eu vă spun că vă dă deslegare. cercați să căutați pe internet rugăciun sau dacă aveți cărți de rugăciuni cu Anghelul Mihail și Gabriel și vă dă deslegare, pentru că aici sunteți foarte multe persoane credincioase care vă ruga și aveți leac, aveți dezlegări. Da? Aici sunt niște blocaje, aveți ceva blocaje în calea vieții, în calea dorințelor, care voi vreți să le, să le cum să zic eu, să le aveți pentru că vă cade un munte, vă cade blocaje deci nu vi se prea îndeplinesc dorințele, pentru că și aici dacă vă uitați foarte atent, te uitați ochiul, gura ochiul, uitați ce arătare urâtă se poate vedea ca un fel de spirit, ca un fel de fantomă ținut de o femeie dacă te uiți atent în mâinile ei deci acest spirit, această uh, iară o arătare urâtă care nu vă dă pace ca un fel de blestem la noulea neam uh, care este făcut bine înțeles și pe patul vostru care înseamnă să nu aveți parte de căsătorie și să aveți parte numai de aventuri, să fiți amante sau voi ca bărbați să nu puteți să faceți dragoste uh, cu cineva anume, da, să nu aveți probleme cu ipotența da? uh, De asemenea, această arătură care este băgată în scorbură de copac, într-un copac propriu-zis lucrată pe timp de noapte, trei zile descântată din câte văd eu aici, de o femeie cu părul lung brunetă, uh, nu mi-apare inițiala, doar care are până în 40 și ceva de ani și care a făcut din ciudă, din invidie pe frumusețea voastră, pe dragostea voastră, aici arată de despărțiri, de dragoste din cauza farmecelor, din invidie, din ciudă. Poate să fie o amantă, poate să fie o femeie care i-a plăcut de soțul dumneavoastră, de bărbatul dumneavoastră și a lucrat ca voi să vă despărțiți îngropat la un copac departe în pustietate, da? O lucrătură urâtă să se, să se facă așa, ca să vă despărțiți, da? Pentru despărțire, bineînțeles, pentru despărțire șerpi, foarte mulți șerpi, foarte mulți dușmani aveți mulți dintre voi să aveți foarte mare grijă, aici iară este un bărbat care uh, are în mână, cum s-ar zice are în mână niște uh, duce niște greutăți un bărbat care de dimineață până seara cară și muncește dar vreau să spun că acest bărbat săracul este împovărat de blestemele neamului, cineva din familia lui din neamul lui a fost o persoană rele și a căzut pe el tot chinul, vedeți? El tot cară, care și nu este apreciat. Poate că îl ține cu farmece, poate că uh, el săracul degeaba se luptă de dimineață până seara să aducă și nu este nimeni mulțumit, nu luați în considerare. Pentru că omul ăsta săracul de el este blestema. Se mai poate vedea un evantai. Uh, unii dintre voi. Uh, uh, Ați avut pe frumusețe, în ce sens, da? Pentru că Evantaiul este o chestie elegantă la femeile de pe timpul, de pe. din altă. de când era uh, o altă epocă, o altă eră da? Cum se spune, Evantaiul era folosit pe timpul regilor, a reginelor, își dădeau domnițele, vânt cu Evantaiul, de deci este lucrătură, că eu fost ciudă pe frumusețea voastră, în special dacă sunteți cu inițial ades. Bineînțeles că dacă noi îl poziționăm așa, să vă uitați foarte, foarte bine, ia uitați, vedeți, ăsta e ca și cum ar fi, da? Bine, nu seamănă, deci dacă îl punem așa, în această poziție, parcă ar fi o floare de la distanță, vedeți, s-a lucrat pe trifoiul vostru, să nu aveți parte de noroc, da? Să nu aveți parte de noroc. Dacă îl punem așa, lateral, dacă îl putem pune așa lateral și îl poziționăm, fain frumos, aici se vede un copac, rădăcina unui copac, da? aici se vede o ureche și în prezent să știți că aveți persoane care stă cu urechile deschise să vă asculte ce vorbiți, cum vorbiți, aveți mare grijă la prieteni, da? aveți mare grijă la toți cei care, cum să vă zic eu, aveți încredere în ei pentru că lumea este hoață și perversă și bineînțeles că aici s-a adunat cel mai mult rău aici, unde e demonul ăsta. Da? O să aveți dezlegări, dar nu toți, așa că a, picioare iar vi s-a luat a, urma pașilor ca să nu puteți să plecați, da? să nu puteți să plecați a, să faceți să vă realizați ce doriți dumneavoastră să vă realizați. Da? A, încercați să dormiți supernă cu pelin. Este planta care îndepărtează a, răul da? sau rodia. Rodia, să faceți baie cu rodie, dar nu știu dacă găsiți. Și eu stau să încerc o clientă de-a mea, o pup, cu ocazia asta. Din Spania mi-a trimis poză cu această plantă, rodie, da? Dar eu nu o găsesc aici, în Italia, și mie mi-o trebuie pentru dezlegări, să ajut persoanele și căutați voi pe internet rodie, da? Uh. Așa se numește rodie sau rudă, cum doriți să-i spuneți. Normal rodie se zice, dar este și rodă, rudă, mă scuzați. Căutați ruda pe internet, este din cuvânt spaniol. Și când o găsiți, fain frumos, faceți un ceai cu această minunată plantă, faceți niște rugăciuni de dezlegare, în special rugăciunea Sfântului Ciprian, care are o putere foarte mare și turnați-vă când, apa e, când ceaiul este mai călduț, așa mai căliu din cap până în picioare. Da? Și spălați-vă cu asemenea chestie. Sau în fiecare dimineață, Timp de o lună de zile cântăriți-vă de 9 ori, da, puneți-vă pe cântar, scrieți, cum să vă zic, pe un caiet câte kilograme aveți și câte grame, spuneți de 9 ori Tatăl nostru și cântăriți-vă de 9 ori, da și după aia vă vedeți de treaba voastră, dar trebuie să faceți cel puțin 40 de zile, dacă nu puteți să faceți 40 de zile, faceți cel puțin 9 zile, dacă nu faceți cel puțin 7 zile, va avea un mare efect, da? Sau luați jumate de lamă și puneți-o la colțul de la ușă, în exterior, cu chestia în exterior, nu în interior, cu tetura în exterior, ca să țină departe dușmanii de casa voastră, dragii mei, dragele mele. Da? Sunt tot felul de metode care se fac. Da? Sau puneți o oglindă, poziționați-o pe balconul vostru ca să oglindească strada. Strada principală de la intrare și această oglindă o dați cu apă sfințită și veți spune în felul următor: Așa cum tu oglindești persoana care vine la mine ziua sau noaptea să-mi facă rău, tot așa ceea ce ea face să-i se întoarcă înapoi, pentru că se vede în oglindă, în reflexia oglinzii. Deci o poziționați pe. Dacă aveți balconul către strada principală, o poziționați mai frumos, înțelegeți la stradă și atunci se vede cine care cum vine sau dacă nu la ușa de la intrare în cazul în care nu aveți vecini din ăștia care să comenteze aici la mine în Italia nu pot că stau într-un bloc de oameni foarte încrezuți și orice lucru li se pare suspect vine și îmi bate la ușă sunt un pic aiuri aici a oamenii ce să le faci? Asta este, au o mentalitate un pic redusă din punctul meu de vedere, și nu pot să fac chestia asta, da? Dar puteți să poziționați o oglindă chiar și pe ușa de la intrare Mulți în România fac lucrul ăsta că nu prea interesează Mai ales care stau la casă, care stau la bloc un pic câți probleme, da? Ce ați putea voi să mai faceți? Vă spuneam eu vis-a-vis -vis de... Uh, sare care puteți să puneți în colțurile ușii, de la, mai ales de la intrarea principală în casă, ca să îndepărteze tot ce este rău de voi, dragii mei. Dar nu uitați de pe linie, este o plantă foarte importantă. Sau puteți să puneți o căniță, o farfurioară de sare sub patul vostru unde dormiți și să lăsați acolo trei zile și după aia să verificați ce culoare are sarea, pentru că sarea atrage tot răul și mai ales în somn, mai ales când e noapte, pentru că vrăștoarele adevărate lucrează noaptea, începând de la 12 noaptea, uh, da? Uh, începând de la 12 noaptea ele lucrează, și atunci voi când dormiți în somn se poate îndeplini dorințele lor de a vă dați cu mir, dați-vă cu mir pe tălpile de la picioare, pe piept, în spate, la ceafă dați și copilașii, eu îi dau cu mir, mă dau eu, îi dau copilașii da? patul dau cu mir în fiecare seară, așa că faceți și voi acest lucru de a v-am zis, acest cositor vă arată aici mai vreau să vă spun că sunteți mulți care aveți argintul viu ia uitați câte biluțe sunt acolo, da? aveți argintul argintul viu, încărcătură de argintul viu, încă l aveți în corpul vostru, argintul viu se fac și anumite descântece pe argintul viu și îl vomitați sau mai mult prin vomitătură iese afară din corp, da? nu iese așa oricum, el iese doar dacă vomitați, uitați câte biluțe, se pot vedea aici, multe, multe biluțe sunt, foarte multe, deci acesta sunteți mulți dintre voi încă în prezent încărcați cu argintul viu, da? Puneți-vă, dragii mei, și dorințe, v-am spus, puneți pe masă un pahar de apă, faceți o cruce de trei ori și spune binecuvântările divine a Domnului nostru Iisus Hristos acum aici, în momentul ăsta, să intre în această apă fermecată. Cum beau eu această apă fermecată și intră în corpul meu, tot așa să mă dezleg acum aici cu puterea Duhului Sfânt de tot ce este rău căzut asupra mea. Și beți apa și puneți-vă dorințe. S-ar putea să vomitați, da? Dacă aveți o încărcătură de energie negativă puternică, s-ar putea să vomita, s-ar putea să vă fie rău, dragii mei, dragile mele. Ce să vă zic, eu vă doresc sărbători fericite, un Crăciun minunat, un an nou fericit la toți, ne mai auzim, ne mai vedem, o să vă uh, arăt și de anul nou ce va trebui să faceți ca să aveți pe masă să vă meargă bine, în special să aveți planta busuioc, uh, să aveți o plantă busuioc, dacă nu să aveți într-o farfurioară un pic de busuioc măcinat, să aveți nuci, să aveți struguri pe masă, să aveți portocale, uh, să aveți linte, să aveți orez, da? o să vă arăt într-o zi uh, cum și ce și o să fac masa și o să vă arăt uh, cum va trebui să primiți anul nou ca să vă meargă bine tot Anul și din punct de vedere financiar și al dragostei, da, puteți să cumpărați niște trandafiri, da, să vă puneți un bilet, sunt foarte multe metode. Zilele acestea o să vă pregătesc ritualul de anul nou. Și o să vă arăt cine poate, cum poate, în limita posibilităților. Că e foarte greu, nu toată lumea are bani da? ca să cumpere de toate. Sunt oameni săraci de care n-au nici măcar o bucată de pâine pe masă. Eu acum, înainte de a venit sărbători și încă nu suntem în sărbători, am făcut un pic de pomană, am dat la oameni pe stradă ce am putut și eu, da, și o să mai fac, bineînțeles. Din nefericire nu pot să fac pentru toată lumea, pentru că nici pe mine nu mă lasă buzunarul, da. <laughs> este foarte greu pentru toți, dar vă țin pe toți în rugăciunile mele și vă doresc, bineînțeles, tot binele din lume, să dea Dumnezeu și mai ca Domnului, ca toți cei care sunteți în nevoi să aveți pâinea acea de toate zilele pe masă, să aveți în primul rând sănătate, pace, liniște, prosperitate și tot binele din acest univers să reverse asupra voastră cu puterea Duhului Sfânt. Vă pup, dragii mei, și vă îmbrățișez cu mare drag.